Salutare, sunt Cristi și vă invit la un nou clip pe canalul România Electrică. După cum probabil ați aflat deja până la ora asta, de astăzi, 27.06.2022, sunt în sfârșit disponibile plăcuțele de matriculare verzi pentru mașinile fără emisii, pentru mașinile pur electrice. Informația asta a fost publicată de toate site-urile de profil, pe pagina de Facebook a celor de la MEI și este disponibilă inclusiv pe site-ul drpciv.ro. E un comunicat de presă aici, o să intru pe site. Hai să vedem dacă îl găsesc. De astăzi, numere verzi. De astăzi, numere verzi în trafic pentru autovehicule cu zero emisii. Aici este comunicatul de presă. Ne anunță MEI că sunt aproximativ 17.000 de vehicule electrice matriculate astăzi, 27.06.2022, și că ne putem obține, de fapt, mașinile care nu sunt deja cu numere permanente, cele care acum sunt matriculate provizoriu, de-abia au fost luate sau și-au schimbat proprietarul, au posibilitatea de a cere aceste plăcute de matriculare verzi, care, apropo, pentru moment nu oferă încă niciun avantaj, pentru că nu există cadru legislativ, dar asta a fost primul pas și pe viitor probabil că lucrurile, avantajele vor apărea pe parcurs. Gen, nu știu, cred că în prima fază o să fie treaba asta cu parcarea. Nu cred că vom mai avea nevoie de viniete în fiecare oraș pentru a putea parca locurile primăriilor în locurile administrate de primării gratuit, și probabil că vor fi suficiente aceste plăcute de matriculare verzi. Hai să vedem cum obținem numerele astea verzi. Păi intrăm, cum spuneam, pe drpciv.ro, dăm home aici, ne ducem la meniu. În primul rând ar trebui să ne facem o programare. Pentru ce ne facem programare? Serviciu online, imediat, pentru alte servicii, programare la ghișeu, am apăsat, programare la ghișeu, ok, se încarcă, haide drăguță, s-a încărcat, ok. În primul rând alegem județul nostru, situația mea, București. Ok, și aici ce vreau să fac? Înregistrare, deci ne uităm la toate rubricile astea și singura care se potrivește pentru ce avem noi nevoie este transcriere vehicul înmatriculat în România. Aici ne facem programarea exact cum trebuie, nume, prenume, e-mail, număr de identificare, adică SRS și ASIU și numărul de matriculare actual. Ok, după ce ne-am făcut programarea, mergem la meniu. Oricum, la finalul programării mi se pare că ești oricum direcționat către documente. Mergem la meniu și avem documente și formulare și alegem matriculări. La matriculări avem așa. Documente necesare pentru eliberarea, nu. Nu, nu. Ok, n-avem în prima pagină, să verificăm pagina a doua. În pagina a doua, nu, ok, nici pagina a doua, dar unde avem, că știu că era pe aici pe undeva. Eliberarea unor plăci cu număr de matriculare reclamate ca fiind pierdute, furate sau deteriorate. Până se schimbă formularul, asta e rubrica pe care o alegem. Și aici avem așa, cererea solicitantului, declarația de pierdere furt după caz, în situația noastră nu o completăm, placa și plăcile cu număr de matriculare deteriorat. Aici nu mi-e clar dacă e nevoie să aduci plăcile vechi sau nu. Aș spune că, pentru a fi sigur că nu ești întors de la ghișeu, ai putea să fii cu plăcuțele de matriculare vechi. În situația în care acestea nu sunt necesare, da, vi le dau înapoi și asta e, le pui înapoi pe mașină sau le păstrezi amintire, plăcuțele tale de matriculare negre. Dovada de plată pentru noi, pentru plăcuțe normale, costă 20 de lei pentru fiecare placă, adică 40 de lei. Ca și idee, plata asta o puteți face online chiar pe site-ul DRPCIV, o să vă arăt imediat. Actul de identitate, în cazul în care este persoană juridică, delegație și copie de becui și evident actul de identitate și atâta. Și cererea solicitantului. Hai să vedem cum arată cererea solicitantului. E o cerere simplă. Ce trebuie să notați voi aici? Trebuie să... Unde avem aici? Duplicat, placă, număr de matriculare, placă suplimentară, câte bucăți doriți. A, bifați aici, puneți un X, puneți 2, completați cererea și asta a fost tot. Este foarte, foarte simplu. După câte știu, în București durează cam maxim 2 ore să primești plăcuța noi de matriculare. Și asta a fost tot. Aveți numere de matriculare verzi. Haideți să vă arăt unde să... Că am zis că revin. Haideți să vă arăt unde să...
unde puteți face plata. Alte servicii, alte servicii. La alte servicii aveți plăți, iar aici puteți face plata direct online. Uite, avem aici contravalare, păstrare, numere la rând, contravalare, placă, duplicat, placă suplimentar. La fel, toate datele voastre, alegeți autoturisme, unde e aici, autoturisme și vedeți suma, 40 de lei. Asta e tot. Deci să obțin ușor, cu un cost suplimentar pentru cei care avem deja mașinile matriculate permanent, cu același cost pentru cei care sunt în curs de matriculare. Simplu, nu? Asta a fost clipul de azi, sper că nu m-am lungit foarte mult, voiam să fie un clip scurt și la obiect despre cum vă puteți obține noile plăci de matriculare verzi, plăci dedicate exclusiv mașinilor prietenoase cu mediul, mașinilor care sunt pur electrice. Până data viitoare, dacă nu sunteți abonați la canalul meu, poate o faceți chiar acum. Și vă invit să dați un share la clipul ăsta ca să afle toată lumea cât de ușor se obțin plăcuțele astea de matriculare verzi. Salutare!